Elena este studentă în anul 5 la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și era plecată încă din luna septembrie cu bursă Erasmus la Universitatea Ciucurova din Adana, Turcia. Tânăra a descris momentele de panică prin care au trecut ea și colegii ei în timpul cutremurului. Toată lumea a fost foarte speriată pentru că nimeni nu a mai trăit două cutremure de aceeași intensitate la câteva ore diferență, dar ușor, ușor ne-am liniștit unii pe ceilalți și lucrurile au fost mai ok. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să încercăm să ne salvăm pentru că nu știam ce se întâmplă. Și apoi, da, am reușit să intrăm în contact cu familiile, cu prietenii, să vedem dacă toată lumea e în regulă. Am avut noroc pentru că universitatea noastră ne-a trimis mesaj, coordonatoarea s-a interesat de noi, dacă suntem bine, dacă avem nevoie de ceva. Și am fost ok, adică n-a pățit nimeni nimic. Deși tânăra ar putea să se întoarcă în țară, spune că datoria ei este să rămână să ajute și să facă voluntariat alături de alți studenți români. Este prea multă suferință și orice ajutor este binevenit. Suntem ok, încercăm să ajutăm cum putem. Prietenii mei încep să strângă donații ca să se ducă către familiile care au nevoie. Și momentan așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă putem să ne întoarcem în spital pentru a continua studiile, dacă putem să ajutăm cumva. Te-ai gândit să te întorci acasă? Nu o să vă mint, m-am gândit, dar dacă e să o luăm așa și la noi se putea întâmpla orice și până la urmă suntem studenți la medicină, asta o să ne fie meseria, nu putem să fugim. Trebuie să ajutăm dacă putem. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova are un parteneriat Erasmus cu Universitatea Ciucurova din Adana, Turcia, de mai bine de două decenii. Anul acesta academic, 4 studenți au beneficiat de acest parteneriat. Primul gând al conducerii Universității din Craiova la aflarea veștii despre cutremurele din Turcia s-a îndreptat către studenții aflați acolo. Gândul meu s-a îndreptat și către studenții noștri de acolo. În acea dimineață, Departamentul de Relații Internaționale a contactat studentele, că sunt 4 domnișoare. Toate au fost bine. La Dana s-a resimțit cu tremură, dar nu au fost victime sau distrugeri masive de clădiri, fiind la aproximativ 220 de kilometri de zona de epicentru a acestui cutremur. Studenta Elena Iuhas, care se găsește acum în Adana, deși putea să se întoarcă, a hotărât să rămână acolo și împreună cu cei de la spital să sprijine victimele. Noi încercăm și noi să sprijinim pe cât putem și pe cât este posibil de aici departe, de la câteva mii de kilometri situația de acolo și printr-un apel la solidaritate și la conștiință socială. Ministerul Afacerilor Externe reamintește faptul că cetățenii români pot solicita asistență consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României la Ankara: plus 90-312-447-7945 și plus 90-312-447-7940, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. Totodată, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al secției consulare de la Ankara, plus 90 532 318 1726.